verdiği çiftler sakal proje. İçeri verdiği roh. Ha, poz verdiği stanga. E călduț, numai bun de făcut plajă. No. Mergeam la mare. Spaniolul s-a băgat. Da, rămâne spaniol. Țigan românesc. Uite ce ala cu carbunță aici, să mă gândi. Uite, a plecat deja. Repede, repede. Mai vine un... alt șmecher. Benzina 4,30. Mai puțin de 100 de lei. Nu doar pentru că ai cumpărat în siguranță ce aveai pe listă, dar și pentru că ai găsit aceleași prețuri avantajoase pe care știai că te poți baza. Acum la Beni ai... Nu știu care ești mai... Mai, cum să zic eu, mai sărăcii mai... Ce e? Cum să spun eu? Stai să mă gândesc. Care sunt cei care răinează statul român mai mult? Țiganii. Nu găsesc loc de muncă. Nu fac. Nu drec. Și pensionari. N-am bani de pastile, maică. Nu faci ce vrei la mine în țară. Că am muncit ca o nebună. Am și eu drepturi să iau buline. Ai ceva cu pensionarii. Păi nu, și stai că vin și soldații gradați. Tu vezi să treaba ta și da, ești tânăr, ești deștept, vrei bani mai mult, trește-ți bani pentru ei. Ce totul o dai de viață acolo, acolo. Că nu ți-a nimenea banii tăi. Îți bați capul de geamă, la tricapul, să nu zic ce. Cine e? La trat e adevăr. Și nu e normal dacă ai muncit o viață și ai ajuns la pensie, nu trebuie să trăiești. Eu am o pensie bună și pensie mică. Da, maestrul ăla care l-am avut și a lucrat la, și la unul mai și așa, aici înainte, a mea cu 2 ani la pensie, are 1600 de lei. Da, dar gândește că sunt alții care n-au muncit, cât ați muncit noi sau cât vom munci noi sau cât ai muncit tu și au pensia mai mare decât salariul nostru și vor și mai mult. De ce să vrea mai mult când eu nu pot să-l susțin pe el?